câteva, o zi sau două în urmă, chiar când te-am chemat eu prima și prima oară la Camera Roșie, atunci ți-am dat din nou mesaj. Mi-a dat mesaj? Da, adică comentariu. Mesaj, comentariul la TikTok acolo, îți scriam. Și nu, eram cu Patrick și spun, bă, uite, nu vede mesajul, gata, mor, și ies. Și Patrick l-a văzut. Și am ieșit. La mine e ușor, da, Patrick, da. Deac, nu-i, la nu mine era Sandu și nu apare Andrei. Și da. Nu ți-ai dat seama, crezi 100%. Și așa mă cere de mai când am greșeat, nu știam cine ești. Eu așa de cheme Emma, nu cum te cheamă pe tine. Sunt grumii acolo. A. Să știi dar că... Dar mi se părea ciuta că îmi dai cerere. Păi da, din greșeală și... am văzut că ai mulți urmăritori, hai să facem live. Și parcă... Aia, nu știam că ea. Și parcă voiam să accept, dar mă... Avem emoții, zonă să-l accepte, să-l accepte, să-l accepte. Emma, dar dimineața te-am căutat pe Instagram și tot așa, Emma, cu doi de mă. Nu e contul meu. Nu mă găsești, nici nu e cu Emma. Păi și cum ești pe Instagram? Ai în grumii, peste tot. Dar de ce nu te pui Emma? Dar de ce nu te pui Emma? Să faci un rebranding. Și n-am vrut să-l mai schimb. Ce grumii, ce e ăla? De la ce vine? De la numele meu de familie. Păi și eu eram fă brațul mare, Alex, dar acum ăsta e Alexandru Lucan. Grumii, Emma, spune. Acum aveai fă brațul mare, Alex, eram mai pe TikTok, da. Grumăzescu. Da, dar tot ce vreau grumii, știi? A, mai simplu. Fă brațul mare, Alex. Bă, da, nimeni nu se aprade când intru la iPod live. Nimeni nu mă vede. Nu sunt depresie. Bă, bă, nu sunt. Pe rău să merită să fii în depresie. Suntem toți 6 aici. Chiar nu se merită. Îmi era rău, de-aia ziceam că sunt în depresie, dar tu erai surd de două urechi și nu mă auzeai. Ia auzi-le, face Robert pe fete să-l fac. Surd de două urechi, auzi. Hai, Denona, alege. Adevăr. Da. El deja le știe. Tot provocarea. Și ce să facem? Să le schimbăm așa mână și zici stânga mai sau dreapta? Mici, dar putem noi să zicem ce vrem. Bine, lasă adevărat, Alex. Ce întreabă? Adevăr, întreabă una de-n voi. Sau... Hai, Mihaela, că ea totuși a făcut ea provocarea să o pui în ea. În una. Provocarea? Adevăr, în adevăr. A, adevăr. Slava Domnului, când e provocare. Toate provocările duc la Robert. E adevărat că dacă Patrick se, nu știu, adică Natalia accepta propunerea să fie împreună, tu te-ai fi îndreptat numai spre Ionuț. Nu. Mm-hmm. Nu? Cam pe altcineva la ochi. Ah, ok. Mamă, deci tu? Deci tu și tu? Tu și tu? Mi-a spus două semne întrebări în casa asta de mână. Păi nu, adică stai. Robert, non ar trebui să Robert. Trebuie după aia. Nu știu. Hai, Cristina. Da. Nu alege. Care alege, Cristina? Eu? Dreapta sau stânga? Ai, ia uite ce... Ales adevărul. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ia pe acolo. Nu, nu. Le amestec eu. Ok. Da, le vede în oglindă. Tu spune așa să le vede în oglindă. Nu le vede. Atent. Hai, care mână? Hai, zi, stânga sau dreapta mai bine. Ai ales provocare. Zic eu. Dar te fie tu și de tot. E mai mare foaia aia. Da, nu este. Asta este murdar aici, știi? A, deci tu ai făcut atent. Provocare. Bine, bine, nimica. E doar, e doar covorul. Dar nu, că tu trebuie să-mi dai provocare. Eu nu, fetele. Nu, Nona. Luați-vă de mâini și uitați-vă în ochi o minută. Vai, viața. Hai, tu ai ceasul, nu? Cine da. E lider? Roagă-ți ne pune timerul. Și da. N-avem voie să vorbim, nu? Nu, dar în ochi, adică aproape. Asta da, asta da, pedeapsă, să nu puteți să scoatem un cuvânt. Păi nu-i pedeapsă. Ca cei doi tineri să se privească în ochi. Aoleu, fără să vorbim. Fără să vorbim. Fără să vorbim. Haideți-vă acolo. Ce provocare, ai unde aici? Păi așa. Păr, dacă începeți să vorbiți, nu. Aici, în picioare sau jos? Jos, puteți stați, nu e o problemă. Ok. Acum și începe cronometru. Fii atent. Camero, pot să mă duc cu cafelele la Bianca? Să bem o cafeluță de dimineață? Mulțumesc frumos. Mai aproape, mai... Mai aproape. Dar nu exagera. Haideți! Mai aproape? Mai aproape! Robert, mai aproape. Dar nu trebuie așa de aproape. Dați-i pași. Comunicați cu privire. Only you. Na 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 na. Only you. Ah, de asta m-a lăsat camera. Am înțeles. Asta mama mea. Mama mi-a spus și mie care e toată treaba. Alexandru. Uite-te. Concurs de holbat. Pe? Jucam la provocări și adevăr. Ok. Nu, gata, nu mai vreau. Nu-ți fabrești, că nu-i nimic. Stângeți, am pierdut. Trebuie să-i pui o pedeapsă după aia. Ești gelos! Nu, al frate, nu mi se pare normal, dar ok. Da, voi, stângeți.
Păi da, ce ai putea să joci? Hai, acum eu aleg. A, da. Ești bine? Bun. Scuze-mă, că eu am dat provocarea. Poftim? Da. Dar provocare. Am cer scuze. Cu Cristina. Cristina. Mamă, ce iese de mine? Să e periculos. Da, scuze tu. Da. Cristina... Dar să gândești doar la Radu acum, să-l omoare. Dar nu poți să refuz? Nu. Îi faci sandwich lui Robert. Mulțumesc. Chiar nu era să da. Nu, te supăra. Am făcut o cafea. Dar nu fi supărat, te rog, e mult. Știam că o să se întâmple ceva de genul, dar... Nu, te rog, nu fă așa, nu. Doamne, ce nu pot să te văd așa. Stai. E foarte gustoasă. Ce ai? Nu. Deci te jucai, serios? Păi nu, de la început totul s-a început că Robert iar vorbea despre chestiile astea de casă, nebunii și așa. Și am zis că o să-i fac doar lui și a fost ideea mea, recunosc, să scriu pe două bilete, am scris adevăr și provocare, știi? Și el să aleagă, pentru că el mereu, dacă nu, alegea ceea ce el vroia, știi? Și era ceva o provocare și prima provocare a lui a fost să o săruci pe Mihaela de aici până în sus. Și el a zis că, păi eu am făcut asta să fac toată lumea și toată lumea a început să fac chestii. Dar, adică provocările erau pe Robert și adevărurile erau chestii personale care le punea persoana care a îndeplinit provocarea sau care a fost înainte. Și la mine mi-a dat nona asta cu minutul de uitatul, dar asta nu e nimica. Pus mă uit la el și 100 de ani și să fiu exact de aceeași părere. Doamne, mor, să mor, așa. Doar un joc, e doar un joc, nu-i nimica. Nu se compara, ce pui tu? Vai, ce mă simt prost acum. N-am vrut, jur. Adică n-am vrut să te simți prost. E doar un joc, nu-i nimica. Da, îți dai seama. Mă gândeam eu, ce de treabă e? Exact, e Robert. Dacă era altcineva, nu era problemă. Dacă veneam aici și te vedeam cu Patrick, eram, ok. Asta e problema, că e Robert. Că păi acum o perioadă ai plâns după el. Așa, Robert nu-i persoana potrivită pentru mine. Eu cu Robert nu mă simt bine, okay? Și faptul că ne-am ținut de mâini sau așa ne-am uitat, asta doar a demonstrat că nu-i. Să zicem că a fost un test ca să-mi arate mie că nu-i. Desigur, așa. Nu-i. De ce să fie? Măi, dacă nu, omul deschide gura și îmi provoacă anumite senzații. Vreau să vorbim asta, ne uităm în fine. Deci nu e nimic, da? Nu-i nimic. Bine. Bine. Nu, ce zis să nu credere în tine. Păi am spus că suntem într-o cunoaștere, eu mă acces pe tine, tu pe mine, un alt. Asta doar o provocare, un joc. Ați exagerat enorm de mult cu totul cu mine și acolo, în casa băieților, da, cu chestia că m-am axat pe ea, total, mi s-a zis, bagă niște cuvinte care nu și-au rostul, total nu. Am ales-o pe aia la cină pentru că mi-a adresat cele mai multe întrebări la început. Nu, era mai iurit, ați văzut cum era. În fine, nu trebuie să mai zic. După aia am avut o cameră roșie a doua zi cu tine, după aia cu Emma una. Cum am axat pe Bianca? Nu știu ce a văzut lumea. No, bine, în fine, se exagerează, mai zic unii băieți acolo, că aici se exagerează lucrurile enorm de mult. Și nu este bine, pentru că... Dar știi ce trebuie să faceți? Să luați exemplele sau sfaturile, dar să nu le puneți 100% în practică. Dacă vreți să o puneți în practică, du-te la persoana de care s-a vorbit și află dacă este adevărat sau nu. Eu știu foarte bine. Mie dacă îmi zice cineva că tu ești incultă, eu trebuie să-l cred? Vin să vorbesc cu tine, să vedem, are dreptate. Poate vrea să o facă, să-ți facă ție rău, sau poate chiar are dreptate, chiar așa ești. Dar eu nu cred. Eu vreau să demonstrez asta. Asta trebuie să faceți toate. Tu cum ești? Mulțumesc pentru cafea. Ok, acum. Poți să fii supărat. Inițial eram bine, după am fost supărat foc și acum sunt ok. Mă, ce vrei să vinit așa cu cafea? Mă simt super prost. Dar e doar o chestie în plus, că nu e nimic. Adică... Ia-o așa, tu ia-o așa. Dar tu cum o iei?
Eu mă simt prost. Păi nu, dar eu iau așa, dar tu cum o iei? Nimic, că Robert încearcă să se integreze cu fetele, atâta tot. Eu nu am nimic, dacă era el acum în ce stare, că toți îl urăsc și așa, cu siguranță dacă făceam ceva spre el sau cumva, el alegea pe mine că n-are de ales. Adică că niciuna nu vrea. Adică îmi dau seama. Și nu... Doamne, merești? Nu, n-am chestii în comun cu Robert. Ok, bine. Bun. Eu inițial venisem cu dorința, pentru că ai spus ieri ceva și voiam să te asigur, voiam să vorbim despre chestia asta. Ce? Ai zis ieri că orice băiat ar săruta-o pe Natalia dacă ar avea ocazia. Și vreau să-ți spun că în momentul ăsta n-aș face asta.